Pitagora a trăit cu 500 de ani înainte de Hristos și a fost un personaj fabulos. A avut șansa de a se naște într-o familie educată, a primit o educație de la profesori de mare valoare, a fost inițiat în știința Egiptului, în misterele Egiptului, a căzut rob la perși, a avut o existență specială, după care s-a întors în țara lui de origine și a acostat cu vasul său în insula Crotona, unde a instituit o școală, un fel de universitate în termenii de astăzi, care a fost fabuloasă și a pus amprenta pe toată spiritualitatea elenă de la secolul 5 înaintea erei noastre. Unde vreau să ajung, pentru că nu fac uz de istoria și de viața lui Pitagora așa doar ca să fie amuzant. Pitagora, pentru a primi novici la școala lui, îi ținea în așteptare între 3 și 5 ani și îi urmărea. Le urmărea comportamentul, avea oameni care făceau asta, urmărea comportamentul de zi de zi, urmărea interesul spre ce zonă se îndreaptă pentru novicele respectiv, după care cu greu, repet, între 3 și 5 ani de urmărire era admis în prima treaptă, cea a novicilor, iar novicii învățau să tacă. Ani și ani învățau să tacă, să se supună, seamănă cumva cu toate sistemele monahice creștine, după care, culmea, sunt obligată să o recunosc, a doua treaptă de inițiere era reprezentată de oamenii de știință. Nu erau așa de departe cum credem că suntem noi acum. După novici urmau oamenii de știință. Și atenție, oameni de știință pe vremea lui Pitagora, li se preda matematica, geometria, fizica, metafizica, o mulțime de învățături la momentul ăla despre care am cam pierdut destul de multe noțiuni. Deci oamenii de știință erau abia în treapta a doua. În treapta a treia, după ce învățai știința aceasta, hai să spunem profană, abia după aceea intrai în zona spirituală, în zona de cunoaștere a misterelor. Noi suntem oameni de știință, suntem jos, încercăm, mai ciocănim când și când la mistere și ne uimim de ce găsim și abia după această a treia treaptă de cunoaștere a misterelor, a originilor, a existenței sufletului în timpul vieții și după moarte, se trecea în ultima treaptă de inițiere, când, să stăm puțin și să ne emoționăm, învățau să administreze o cetate. Deci după ce treceai prin toate stadiile, învățai să administrezi o cetate și să dai legi, să împlinești legile. Deci administratorii și legiuitorii ieșeau din cei care reușeau să treacă prin toate furcile caudine ale acestei școli pitagoreice, unde eram cu 500 de ani înainte de Hristos și unde suntem acum. Rămâne să ne gândim.